Comisia Europeană de replica premierului Dencil. Răspuns tranant la scrisoarea primit de la oficialul român. Reacții prompte la scrisoarea transmis de premierul Viorica Dencil presubliniere dintelui Juncker. Comisia Europeană a precizat miercuri ce a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dencil, în care aceasta cere ca instituția europeană să spună dacă documentul din 2012 ce presupune ingerințe în justiție e unul autentic, adugând ce îi va răspunde în timp util. Am primit scrisoarea din partea prim-ministrului României, sublinierei vom răspunde în timp util. În ceea ce privește sublinierea documentul pomenit, acesta făcea parte din corespondența tehnicului VAL, de acum mai mulți ani, 2012, din cadrul MCV, cu privire la obiectivul de referinc numărul 3, care prevedea. După cum subliniere tici, MCV este un proces prevăzut în tratat, menit să măsoare progresele înregistrate de România, în îndeplinirea unui set stabilit de obiective de referinc, a precizat Comisia Europeană, la solicitarea Mediafax. Răspunsul Comisiei vine după ce premierul Viorica Dencil a transmis o scrisoare presubliniere dintelui instituției europene, Jean-Claude Juncker. În document prim-ministrul solicita ca forul european să spun dacă documentul din 2012 ce presupune ingerințe în justiție e unul autentic. Dencil afirmă ce informările lui Tudorel Toader arată ce era o practic repetat. Este esențial pentru colaborarea noastră instituțională, sublinierei, pentru consolidarea funcționării justiției în România să lămurim dacă documentul atribuit Comisiei Europene este unul autentic, asumat instituțional. Sublinierei dacă este singurul document de acest fel, de natură să aduc ingerințe în funcționarea justiției, sublinierei separația puterilor în stat. Consider ce se impun clarificări urgente, domnule presubliniere dinte Juncker, cu atât mai mult cu cât, la solicitarea mea, ministrul justiției, domnul Tudor Toader, m-a informat ce transmiterea unor astfel de cerințe imperative autorităților române de către Comisia Europeană a constituit o practică repetată. Se arată în scrisoarea transmisă de Viorica Dencil.